ca să fii mântuit. Oricine-ai fi de Dumnezeu, ești iubit. E viu, e viu, trăiește Domnul meu. Cu mine merge și vorbește clar pe drumul greu. E viu, e viu, salvarea El mi-a dat. Îl port în inimă mereu. E viu, adevărat. E viu, e viu, e viu, glorificat, în veci tu ești, cel înălțat.
la mine, Iisuse, cu dragoste mi-ai vorbit. Mi-ai spus că-și pentru mine pe cruce te-ai jertfit. Dragostea-s nemărginită mi-ai dăruit. Prin sângele tău sfânt iertare am primit. Rege, Rege Domn divin, din moarte, Doamne, Tu m-ai ridicat. Tu ești Rege, Rege Domn divin, ochin Iisus și mulțumire îți da. Tată, că ești în viața mea, zi de zi Tu mă păzești și mă ții în palma Ta. Încercările de sunt grele, ești lângă mine, Domnul meu, biruință voi avea înălțând numele Tău.
Cum a înviat Iisus. Dumneavoastră ați văzut? Eu am fost la mormântul lui, despre care unii spun că ar fi mormântul lui, nu era acolo.
Nu l-am văzut, nu i-am atins coasta lui, nu l-am pipăit în mod fizic, dar știu că în viața asta nouă pe care mi-a dat-o, Hristos trăiește. Haideți să mai cântăm o dată. Numele Tău, Doamne, să nu vezi și să crezi. Acesta este mesajul pentru această zi. Să nu vezi și să crezi. Haideți să citim cuvântul. Cuvântul pentru astăzi este în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 19 până la versetul 31. Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 19. Vom citi un pic mai mult decât ceea ce s-a întâmplat în această zi pe care noi o numim Duminica Tomii. Vom citi și finalul zilei de săptămâna trecută. Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 19. În seara aceleași zile, cea dintâia săptămânii, pe când ușile locului erau, unde erau adunați ucenicii, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață veșnică în numele Lui. Amin. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm. Mulțumim pentru cuvântul Tău care ne inspiră. Mulțumim pentru cuvântul Tău care este încercat și care a străbătut secole. Mulțumim pentru această duminică. Mulțumim pentru Toma și pentru ceea ce vrei să ne înveți prin el. Și ne rugăm astăzi să ne dai credință fiecare dintre noi în Iisus Hristos care a înviat dintre cei morți. Amin. Dacă aș rezuma acest text la un paragraf acesta, ar fi: nu e suficient să ai învățăturile lui Iisus, trebuie să experimentezi puterea învierii. Nu-i de ajuns să ai învățătura lui Iisus, să știi ce a vorbit El, ci trebuie să experimentezi puterea învierii Lui. Aduc aminte de o altă glumă, azi e ziua glumelor, se pare. Se spune că de la un ospiciu, mai mulți bolnavi au vrut să plece de acolo, să părăsească ospiciul. Și acel ospiciu era înconjurat de 100 de garduri. Și câțiva dintre ei mai curajoși au spus: hai să plecăm de aici, că ne-am cam plictisit la spitalul ăsta de nebuni. Și au sărit garduri, după 10 garduri s-au oprit și au spus să ne odihnim un pic,
să mai vorbim despre tinerețe, despre alte lucruri. Și au continuat, au mai sărit garduri până când au ajuns la gardul 90. S-a uitat un alt și a spus, ce facem, mai mergem? Și în cele de urmă am hotărât, într-un consiliu așa micuț, să continue, să treacă și celelalte 10 garduri. După ce l-au trecut și pe 99, erau epuizați și s-au uitat toți unii spre ceilalți și au spus, e prea mult, hai înapoi. Nu e suficient să ai învățătura lui Iisus, nu e suficient să cunoști Biblia, nu e suficient că vii duminica la biserică sau că faci parte din grupa mică sau că slujești. E mai mult decât atât. Trebuie să cunoști puterea, să experimentezi puterea învierii lui Iisus. Astăzi avem un personaj cu totul altfel decât ceilalți ucenici ai lui Iisus, Toma. Și vom vedea astăzi cum acest ucenic a străbătut un traseu de la ucenic al Domnului la apostol al lui Iisus cel înviat. Primul rând, numele său este de fapt o poreclă sau un epitet, dacă vreți să spunem, Didimos, care înseamnă geamăn. Se pare că acesta avea un frate geamăn. Și adesea când ne gândim la el, îi spunem Toma necredinciosul. Poate că nu e cea mai potrivită poreclă pe care am dat-o noi creștinii. Sau dacă citim Evangheliile și îl vom vedea pe Toma în diverse circunstanțe, putem să spunem Toma pesimistul. Toma care se gândește foarte adesea la moarte. Iisus îl alege pe Toma. Iisus îl alege. Interesant că Iisus, am auzit și duminica trecută și de mai multe ori, alege oameni care ar trebui oarecum trimiși la plimbare, la un centru de recuperare. Iisus îl alege și pe Toma. În Luca, capitolul 6, se spune că în zilele acelea, versetul 12, Iisus s-a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și după o noapte de rugăciune, Iisus coboară și își alege ucenicii și îl alege printre alții și pe Toma, despre care vorbim astăzi. După o noapte în rugăciune, Iisus îl alege pe acesta despre care vorbim astăzi, pe Toma. Și apoi Iisus, adresându-se ucenicilor în Ioan capitolul 15, versetul 15, le spune acestora că de acum nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni. Iisus își numește ucenicii prieteni, pentru că cu ei împărtășește ceea ce experimentează. Le face cunoscut planul pe care urmează să îl desfășoare Iisus. Încă două evenimente din viața lui Toma până la textul de astăzi. În Ioan capitolul 11, Iisus este chemat de Maria și Marta pentru că fratele lor, Lazar, prietenul Domnului Iisus, a murit. Și în timp ce călătoresc spre locul în care se afla această tragedie, Toma, zis geamănul, în Ioan capitolul 11, versetul 16, spune: haideți să mergem și noi să murim cu el. Toma este un om loial. Chiar dacă e pesimist, măcar e loial. Știi că acolo se află un moment greu, un moment tulbure pentru Iisus și pentru misiunea sa, moartea lui Lazar, învierea lui, această minune pe care Iisus o face acolo, anticipează sfârșitul tragic al vieții Mântuitorului. Și Toma le spune celorlalți un cuvânt extrem de încurajator: hai să murim împreună cu el. Câți dintre noi merge în continuare în această călătorie? Știm că cineva ne spune, hai la moarte. Îmi amintesc că mai de mult la templu, la sfârșitul unei slujbe, s-a făcut invitația ca cineva, ca dacă cineva vrea să-și dea viața Domnului, să vină în față și apoi să meargă la demisol pentru mai multe instruiri. Și îmi amintesc că un tânăr, după aceea mi-a povestit, după ceva timp, mi-a spus, am fost sigur că urmează să mor. Atunci când mi s-a spus, dacă cineva vrea să-i dea viața lui Iisus, am zis, mor. Și am fost hotărât și am ieșit în față. Și când ne-au invitat la susul, am spus, cam asta a fost. Dar măcar sunt al Domnului. Era hotărât să meargă la susul și să moară. El este Marian Stanca, pentru cei care îl știți. Toma este gata să moară. Hai să mergem să murim cu Iisus. Este dedicat, dar pesimist. Apoi, în capitolul 14 din cartea Ioan, Toma pune întrebări. Este ca acel copil de 5-7 ani care
îți pune întrebări până când te încuie. Interesant este că cele mai grele întrebări sunt de la copiii care nu prea știu multe lucruri și suntem adesea încuiați de copii. Pentru că ei pun întrebări până când ne epuizează de răspunsuri. Ioan capitolul 14, Iisus le dă o învățătură extraordinară ucenicilor. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca să fiți acolo unde sunt eu. Acolo să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Ce mesaj extraordinar, ce cuvinte înțelepte. Te-ai așteptat ca toți ucenicii să fie exuberanți și să spună, abia așteptăm ziua aceea. Numai că este și Toma în grup și spune, Doamne, dar nu știm unde te duci. După ce Iisus le spune lucruri frumoase despre viitor, despre faptul că le-a pregătit un loc unde să meargă împreună, Toma spune, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Și Iisus rostește cuvintele care au rămas memorabile. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Toma, un om care pune întrebări, un om dedicat, dar pesimist. Evanghelia după Ioan a fost scrisă ultima din cele patru evanghelii. Și cei care au studiat cu deamănuntul versetele acestei cărți au constatat un lucru interesant. Că în Evanghelia după Ioan sunt cuprinse doar 21 de zile din activitatea Mântuitorului. Din cei 3 ani și ceva de activitate, Evanghelistul Ioan surprinde doar 21 de zile. Și în versetul 30, pe care l-am citit astăzi, se spune că Iisus a făcut multe semne. Dar eu, Ioan, am selectat din ce a făcut Iisus. Cu alte cuvinte, ceea ce citim în Evanghelia după Ioan este o selecție din evenimentele pe care le-a săvârșit Iisus. Altfel spus, Ioan, după ce a petrecut o viață alături de Iisus, la sfârșitul vieții sale, probabil spre sfârșitul vieții, se așează și se gândește, rememorează traseul lui Iisus pe pământ. Și din tot ce a făcut el, selectează anumite evenimente. Știți ce este interesant? Textul pe care l-am citit astăzi, din Ioan capitolul 20, este punctul culminant al Evangheliei după Ioan. Este punctul culminant al acestei Evanghelii. Și care e personajul acestui punct culminant? Este Toma. Cu alte cuvinte, Ioan construiește argument după argument până când ajunge la acest punct culminant, când ne spune că v-am scris aceste lucruri ca voi să credeți. Și personajul principal al acestui punct culminant este Toma. Scopul scrierii lui Ioan este enunțat în capitolul 20, din care am citit ultimul verset. V-am scris aceste lucruri pentru ca voi să credeți că Iisus este Dumnezeu și să aveți viață. Nu este suficient să ai învățătura lui Iisus, ci trebuie să ai experiența învierii Lui. Abordarea îndoielii. În această zi, în această a doua duminică după Paște, Iisus are o misiune specială. Cu o săptămână înainte, în seara învierii, se adresează ucenicilor cu aceste cuvinte, pace vouă. Frumoase cuvinte. Ucenicii erau ferecați, ascunși, pentru că le era teamă că erau următorii care urma să fie executați, pentru că erau în apropierea lui Iisus. Ascunși de romani, de iudei, de oricine, în teamă, se uitau unii spre alții și așteptau lucruri care nu le erau clare. Și Iisus intră într-un mod miraculos în acea încăpere și le spune de două ori, pace vouă. Și apoi în textul pe care l-am citit la început, Iisus spune că a suflat peste ei Duh Sfânt. Luați Duh Sfânt. Și apoi le spune, mergeți și celor cărora le veți ierta păcatele, vor avea păcatele iertate. Cu alte cuvinte, este o împuternicire pe care Iisus o exercită acum după ce a înviat. Dar, de la acea întâlnire lipsește Toma.
Nu știm motivul pentru care Toma nu a fost în Duminica Învierii la întâlnirea cu ceilalți ucenici. Putem presupune. A fost prea speriat de moarte. Sau a fost bolnav. Sau s-a gândit că de vreme ce Iisus a murit și nimeni nu știe ce se întâmplă cu El, sau niște femei au adus niște zvonuri, poate că ar fi bine să-și găsească altă meserie pentru că cea de ucenic al lui Iisus e pe cale de dispariție. Nu știm care a fost motivul. Știm însă că la 8 zile distanță, după acest moment când Iisus suflă Duh Sfânt peste ucenici, Toma vine la întâlnire. Și la această întâlnire știm deja despre el că aflase de la ceilalți ucenici, ne spune versetul 26, că ceilalți ucenici i-au spus lui Toma că Domnul a înviat. Și verbul folosit aici de evanghelistul Ioan este că ucenicii i-au tot spus despre Iisus. I-au spus într-una că Iisus a înviat. Nu a fost un singur moment când ucenicii au spus lui Toma că Domnul a înviat. I-au spus într-una, Toma, Domnul a înviat, Toma, Domnul a înviat. Iar Toma spune că l-ați fi văzut voi, l-ați fi văzut niște femei care l-au văzut. Dar eu sunt Toma și dacă eu nu-l văd, dacă eu nu ating palmele lui care au fost străpunse, dacă nu pun mâna în coasta lui care a fost străpunsă, nu cred. Iată-ne la 8 zile distanță de la înviere. Toma este prezent și apare și Iisus. Și Iisus îi salută din nou cu acel salut ebraic pe care și noi îl avem, Shalom sau pace vouă. Se pare că ucenicii după o săptămână încă mai aveau nevoie de aceste cuvinte. Pace vouă. O mică paranteză. Nu e așa că e tare mângâietor să știm că acestea sunt cuvinte care ies din gura lui Iisus care a biruit moartea. Nu ies din gura oricui. Și acestea sunt cuvintele pe care Iisus ne le spune nouă astăzi când stăm la închinare. Pace vouă. Ce mare lucru este să auzi aceste cuvinte. Și aceste cuvinte sunt cu atât mai importante cu cât știm că vin din gura celui prin care s-au creat toate lucrurile. Pentru că prin Iisus toate există, prin El au fost toate create. Și în această zi Iisus vrea să ne spună și nouă același cuvânt. Pace. Pace celui care este tulburat. Pace celui care e frământat în mintea lui, celui care este zdrobit de păcate. Hristos vine astăzi să spună pace. Și apoi continuă dialogul și își alege din mulțimea ucenicilor, probabil cei 11 sau și alții pe lângă cei 11, pe Toma. Și spune lui Toma ceea ce spusese ucenicilor în privat. Și a spus, Toma, vino încoace. Se pare că aici Iisus practică ceea ce psihologia modernă numește dubla constrângere. Dubla constrângere înseamnă că cineva îți spune o replică și oricum ai da-o, tot cazi rău. Ca și cum ai spune cuiva, vino la mine. Un mesaj care se contrazice, vino la mine. Sau un dialog între soț și soție. Soțul spune soției, draga mea, dacă nu te superi în seara asta, ies cu băieții în oraș, ne uităm la meci. Și ea îi spune, bine, am de spălat vase, dar nu nicio problemă, poți să pleci. Dacă tu vrei, du-te. Și el spune, bine, nu mă duc, dacă tu vrei, ei, dar ți-am spus să te duci. Și oricum ai dat-o, tot ai picat rău, pentru că deja ai spus că vrei să pleci. Dacă rămâi acasă, ai o seară rea, dacă ai plecat, ai inima îndurerată, că ai lăsat-o să spele vasele. În același mod se poartă Iisus cu Toma. Îi spune lui Toma cuvintele pe care el le spusese cu o săptămână înainte sau cu câteva zile în urmă. Îi spune lui Toma, Toma, vino să vezi, privește. Privește mâinile, privește-mi coasta. Și apoi îi spune ceva. Nu fi necredincios, ci credincios. Răspunde cerinței, dar îl ceartă. Îi împlinește oarecum așteptările, dar îl mustră. Și apoi spune, mai ferice de cei care n-au văzut și au crezut. E mai ferice de ei decât de tine care ai cerut să vezi aceste lucruri. Toma, adu-ți degetul încoace, pune-ți mâna în rana mea, atingem coasta. Ce
Ce facem cu îndoielile noastre? Atunci când avem suspiciuni sau atunci când avem neîncrederi, ce facem cu ele? Philip Yancey, un gânditor contemporan creștin, spune despre îndoială: îndoiala este scheletul din dulapul credinței și nu cunosc niciun alt mod mai bun de a trata un schelet decât acela de a-l scoate afară pentru a-l examina. Nu ca pe ceva de care să ne ascundem sau de care să ne fie teamă, ci ca pe o structură tare pe care ar putea crește țesutul viu. Avea îndoiel nu este un lucru rău. Dar Philip Yancey ne invită într-un mod curajos să scoatem scheletul din dulap, să-l punem la lumină și să-l examinăm. Și plecând de acolo, de la întrebări sincere, oneste, în compania unor oameni de încredere, putem avea speranță că pe acel schelet se poate naște un țesut viu. Sunt mai multe tipuri de îndoială. Este îndoiala minții, îndoiala rațiunii. Nu sunt sigur dacă Iisus a existat. Nu sunt sigur dacă Biblia este adevărată. Și pentru acest tip de îndoială există resurse. Putem recurge la diverse materiale, la cercetări, putem să vizităm câteva muzee și putem să învățăm limbile vechi ca să avem acces la manuscrise. Și această îndoială se poate risipi prin cercetare, prin studiu. Apoi este îndoiala emoțiilor. Chiar dacă știm la nivelul minții că un lucru este adevărat, s-ar putea ca emoțiile noastre să ne inducă anumite temeri și să nu acționăm într-un fel în care ne-am dorit, pentru că temerile noastre sunt foarte mari. Dar astăzi îl întâlnim pe Toma, care experimentează îndoiala voinței. E îndoiala voinței. Biblia spune că sunt oameni care știu ce trebuie să facă și nu fac, pentru că dacă ar face acele lucruri pe care știu că trebuie să le fac, înseamnă să-și schimbe viața, să schimbe comportamentul. Și pentru Toma urmează testul final pentru ca el să parcurgă drumul de la ucenic spre apostol. De la un om care este chemat de Domnul în compania învățăturii sale spre omul care este trimis în India să fie martir. Și acest test este experimentarea învierii Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, Toma este în această îndoială a voinței. Mi se întâmplă adesea și nouă credincioșilor să fim în această îndoială a voinței noastre. Cunoaștem cuvântul. Știm ce ne cere Dumnezeu. Știm ce vrea El din Scripturi. Dar există o îndoială în noi. Dar dacă mă abandonez în mâna Domnului, oare știe El ce o să facă cu mine? Va ști Dumnezeu ce îmi trebuie mie sau îmi dă ce crede El? Vreau să mă căsătoresc, vreau să merg la facultate, vreau să mă angajez, vreau să mă dezvolt în viață, vreau să aleg o carieră, vreau să fac ceva din familia mea, dar oare nu-i mai bine să mă duc la niște cursuri de dezvoltare personală, să îmi urmăresc propria carieră, interes, decât să mă abandonez în mâna Domnului? Dacă cumva Dumnezeu îmi va da ceva și nu mi se potrivește. Este îndoiala voinței noastre. Biblia spune că Dumnezeu are un viitor și o speranță pentru noi. El nu vrea să ne prăpădească pe niciunul, ci cel mai bun lucru este să ne abandonăm în mâna Lui. Și în această zi, Toma este confruntat de Domnul Iisus. Și Iisus oarecum îi spune: nu trebuie să mă vezi pe mine fizic ca să crezi, Toma. De ce ai cerut aceste lucruri? Nu e nevoie să mă vezi fizic pentru a crede în mine. Da, nu e nevoie să-L vezi pe Iisus fizic pentru a crede în El dacă ești doar un simplu credincios, dacă ești doar o persoană care îl urmează pe Iisus. Și aceștia suntem noi. Însă Toma urma să fie apostol al Domnului și parcurge acest drum de la ucenic la apostol, și pentru a deveni apostol, persoana care transmite în teritorii noi cuvântul, era nevoie de această experiență care să-l maturizeze și care să-l facă un om de neclintit.
Condiția pentru a fi apostol este să fii martor al învierii. Atunci când ucenicii se întâlnesc în Faptele Apostolului, capitolul 1, și vor să aleagă pe cineva în locul lui Iuda, care între timp murise, se sinucizese, ei spun că trebuie să fie unul dintre noi care a umblat pe Iisus, care a umblat cu Iisus și a fost în compania lui de la moarte și este martor al învierii. Martor al învierii. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 8, spune că eu n-am fost printre cei 12 ucenici, dar după mai multe arătări, Iisus cel înviat, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Pentru a fi apostol, trebuie să fii martor al învierii. Iisus repetă mesajul în această a doua duminică a Paștelui pentru Toma. Pentru că nu-i suficient ca Toma să fi fost în compania lui de-a lungul vieții, de-a lungul învățăturilor, ci Toma trebuie să experimenteze el însuși învierea Domnului Iisus Hristos. Vreau să te întreb dacă tu ești printre cei care cunosc despre Iisus, cunosc ce e bine și ce e rău și te oprești aici, sau ești o persoană care a experimentat puterea învierii lui Iisus. Apostolul Pavel ne spune în scrierile sale din Noul Testament că puterea care l-a înviat pe Iisus este la dispoziția noastră. Este puterea care ne face pe noi să trăim o viață în victorie în prezența lui Dumnezeu. Apostolii au avut nevoie de toate dovezile posibile. Pentru că în Efeseni 2 cu 20 spune că fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Biserica își bazează învățăturile și pe temelia aceasta a apostolilor. Toma urmează să devină un apostol și ca învățătura lui să fie una credibilă și să fie fundația de neclintit a acestei învățături care va fi predicată. Toma trebuie să treacă prin această experiență a învierii lui Iisus Hristos. Apostolul Ioan așa de frumos spune în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 3, ce am văzut și auzit, aceea vă vestim și vouă. Apostolii sunt oameni de încredere, în care spun ceva și care reprezintă o temelie pe care ne zidim credința noastră. Ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă spunem și vouă, ca și voi, să credeți și să avem părtășie cu Iisus Hristos. De ce era important ca Toma să experimenteze învierea lui Iisus Hristos? Pentru că, citind Cartea Faptele Apostolilor, mesajul apostolilor a fost acesta: învierea lui Iisus dintre cei morți. A fi martor la învierea lui Iisus era o condiție pentru a fi apostol. Când ucenicii se strâng la rugăciune în Fapte 4, se roagă ca ei să capete autoritate pentru a vorbi despre învierea lui Iisus Hristos, să fie martori a învierii. Sunt multe învățături frumoase ale lui Iisus. Chiar și oameni care nu sunt creștini spun că învățătura lui Iisus este una celebră, este unică în umanitate. Dacă cineva te lovește peste un obraz, întoarce-l pe celălalt. Dacă vezi pe cineva care este în nevoie, ajută-l. Iubește-l pe cel care nu merită să fie iubit. Iartă. Fă dreptate socială. Și sunt mulți din jurul nostru care nu sunt creștini și spun că învățătura lui Iisus trebuie practicată. Să faci dreptate săracilor, orfanilor, să predici o evanghelie a dragostei, a împăcării, a iubirii între oameni. Și toate aceste lucruri sunt valoroase. Însă, mesajul unui apostol, în primul rând, este un mesaj: Iisus Hristos a înviat. Este un mesaj care șochează lumea. Pentru că atunci când te duci în fața oamenilor și le spui că cineva, un învățător, a înviat dintre cei morți, este cu totul altceva decât să spui: e bine ca noi oamenii să trăim în armonie, să nu existe granițe, să existe iubire, să ne iertăm, să-i ajutăm pe cei care sunt slabi și să facem acte de caritate. Dar mesajul pe care Hristos îl încredințează bisericii după înviere este acesta: mergeți
și spuneți altora că există miracole. Hristos a înviat din morți. Este un mesaj pe care tu îl porți în fiecare zi. Este un mesaj pe care Biserica Emanuel îl poartă în acest oraș. Suntem aici și vrem să spunem orașului Galați că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Există speranță pentru că moartea, păcatul, boala au fost biruite de puterea lui Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Este un mesaj care costă. Este un mesaj care nu e centrat pe om. Nu este o reproducere a unei filozofii a lui Dumnezeu. Ci este viața, este trăirea lui Iisus Hristos și este experiența morții și a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și acesta este mesajul încredințat bisericii noastre. Mergeți și spuneți tinerilor, bătrânilor, celor care cred și celor care nu cred, că Iisus Hristos a biruit moartea. Aveți curajul, în acest secol al ignoranței și al îndoielii, să spuneți că există miracole. Să spuneți lumea acestea că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Dar nu e suficient să crezi în învățătura lui Iisus, ci trebuie să experimentezi moartea și învierea Lui. Și îmi place că după această întâlnire a lui Toma cu Iisus, el nu a mai fost la fel. În ultimul capitol al cărții Ioan, pe care o citim, am citit-o astăzi, îl întâlnim pe Toma printre ucenici. El nu mai lipsește de la biserică, este acolo. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, după ce Iisus se înalță la ceruri, printre ucenicii care se întorc și sunt în camera de sus, este pomenit și Toma. Și Toma, spune istoria bisericii, a fost un martir în India. Acesta a predicat Evanghelia acolo. Și în urma predicării lui s-au convertit două surori, care au fost soțiile unor prinți indieni. Și prințul Smideu l-a osândit la moarte pe Toma, pentru că soția acestuia, soția lui, s-a convertit. Și se spune că a fost omorât cu lancea de către 5 soldați. Mesajul unui apostol este Hristos a înviat. Chiar dacă înseamnă să mori în India. Mesajul acestei duminici este du-te în lume, înfruntă lumea aceasta care ți este ostilă cu acest mesaj și fii gata să mor pentru Domnul. Cineva să spună amin. Doamne ajută-ne credinței noastre. Mulți comentatori biblici spun că în această duminică când Iisus li se arată ucenicilor, îi spune lui Toma, Toma, vino să vezi urmele din palmele mele, să vezi semnul din coasta mea. Dar cei mai mulți comentatori spun că Toma, de fapt, nu s-a dus, așa cum a zis, să pună degetul, ci doar a văzut și a spus, a exclamat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Se pare că Toma a crezut mai repede decât a spus. A cedat mai ușor. Toma pune niște condiții, dar se pare că Domnul îl cam mustră, pentru că el vrea dovezi. Vrea dovezi ca mai mult decât pe Iisus în persoană. Vrea să creadă mai mult în dovezi decât în Iisus, dacă reușim să înțelegem asta. Și de fapt, ce exclamă Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Sunt convins că în mintea lui Toma, care a fost în compania lui Iisus timp de 3 ani și ceva, au răsunat câteva evenimente. Ioan 8:18. Iisus vorbește despre sine. Voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe Tatăl meu. Cu alte cuvinte, Iisus spune despre sine că El este una cu Tatăl, că El este Dumnezeu, că El este Domn. În Ioan capitolul 12, 44-45, Iisus spune, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Iisus afirmă despre sine că este una cu Tatăl.
De fapt, Iisus împrumută cuvintele care au răsunat în Exod, capitolul 3, versetul 14. Eu sunt cel ce sunt. Eu exist prin mine însumi. Și Iisus spune că înainte să fi fost Moise, sunt eu. Înainte să fi fost Avram, scuze, sunt eu. Iisus nu spune, înainte să fi fost Avram, am fost eu, ci sunt eu. El este un prezent continuu. El este prin sine însuși. Și în această zi a finalului de creștere în Hristos, Toma reparcurge acest traseu al învățăturilor. Și când îl vede pe Iisus, îi vede semnele. Îi spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Cu alte cuvinte, Toma spune, ai avut dreptate, Iisus, când ai spus că tu ești una cu Tatăl. Tu ești Dumnezeu. Tu ești cel ce ești prin tine însuți. Și Toma nu spune, tu ești Domn și Dumnezeu, ci spune, cum spune Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu, Iisus, era Dumnezeu și era Domn. El n-a descoperit nimic absolut nou. Ce a făcut Toma în această zi a fost să spună, mă smeresc înaintea ta, recunosc că tu ești Domn și Dumnezeu așa cum ne-ai învățat. Și acum, prin faptul că ai înviat și vii să ne demonstrezi prin trupul tău acest lucru, mă smeresc înaintea ta și recunosc că ești Dumnezeul meu personal. Ești Dumnezeul meu personal. Iisus, prin întreaga sa învățătură și prin această zi, ne lasă nouă două căi pe care trebuie să le urmăm. Încoronează-mă, ne spune Iisus, sau ucide-mă. Fă-mă Domn și Dumnezeu, sau ucide-mă. Nu există calea aceea de mijloc când poți să preiei doar învățătura lui Iisus și să spui, această doctrină este sănătoasă. Să iubești dușmani este un lucru bun. Să ai grijă de săraci este un lucru grozav. Iisus nu ne lasă decât două opțiuni. Încoronează-mă sau ucide-mă. De fapt, ce înseamnă să fii creștin? Înseamnă să ajungi tu însuți la aceste cuvinte la care a ajuns Toma. Iisus, ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Asta înseamnă să fii creștin. Richard Dawkins spune, secolul al XIX-lea a fost ultima dată, adică acum un secol, a fost ultima dată când a fost posibil pentru un om educat, pentru un om inteligent, să spună că poate crede în miracole, precum nașterea din fecioară sau învierea lui Iisus dintre cei morți. Însă, aceste lucruri îi fac și astăzi pe creștini să se jeneze pentru că ei cred ceva absurd. Și preferă să nu fie întrebați decât să răspundă la întrebări despre învierea lui Iisus, despre nașterea lui din fecioară. A spune Hristos a înviat este o chestiune care pentru unii înseamnă că ne asumăm batjocura lumii. Și noi suntem gata să facem asta. C.S. Lewis, citind Evanghelia și după ce s-a convertit, notează în jurnalul său că încerc aici să împiedic pe oricine spune această absurditate despre Iisus, sunt gata să accept că Iisus a fost un învățător moral, dar nu accept afirmația lui că El a fost Dumnezeu. Acesta este un lucru pe care nu trebuie să-l spunem. Un om care nu a fost decât om și care a spus aceste lucruri pe care le-a spus Iisus, nu are cum să fie doar un învățător moral. Ar fi un nebun sau ca un om care spune despre sine că este un ou fiert. Sau chiar diavolul însuși. Trebuie să alegi. Fie că acest om a fost un ieșit din minți și îl poți considera nebun, îl poți scuipa, îl poți omorâ, îl poți strivi ca pe un demon, fie a fost Dumnezeu și atunci te pleci la picioarele lui și îl numești Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar nu poți să spui cu un aer de superioritate că El a fost doar un învățător. Iisus nu a lăsat această opțiune.
Citind viața lui Iisus, suntem puși în fața unei alegeri. Cine este Iisus pentru tine? El nu poate să fie doar un învățător. El este Domn și Dumnezeu, slăvit să fie El. Nu este suficient să cunoști Biblia. Nu este suficient să știi învățăturile. Nu este suficient să știi cum trebuie să te porți. Tu trebuie să ai experiența învierii lui Iisus Hristos. În final, cum ajunge la credința aceasta? În primul rând, ascultă ceea ce spun apostolii. Citește Biblia. Ascultă ceea ce spun apostolii. Iisus, în această duminică, îl ceartă, îl mustră pe Toma și spune: necredinciosule, nu fi necredincios, ci fi credincios, pentru că apostolii mei au spus că m-au văzut înviat. Și tu nu ai crezut. Suntem la mii de ani distanță de acest moment și noi încă credem că Iisus a înviat de cei morți. Citește ceea ce au spus apostolii. Apoi, haideți să privim la răbdarea lui Iisus. Răbdarea lui Iisus. Nu este interesant că Iisus nu trece cu vederea un om care exprimă îndoieli? În această duminică, cum semnează Ioan, Iisus își rezervă timp pentru Toma. Ar vrea să mă ascultați toți care sunteți aici, oriunde v-ați afla. Oriunde v-ați afla, în orice colț sunteți. În această zi, Iisus, la această slujbă, își rezervă timp pentru tine. Nimeni nu este trecut cu vederea de Iisus. Iisus parcă ignoră pe cei care au crezut, pe cei 10, și se oprește să aibă un dialog cu Toma în această duminică. Privește-l pe Iisus. Privește răbdarea Lui. El știe ce ai gândit. El știe că ți-ai încălcat promisiunile. Știe trecutul tău. Știe lucruri pe care nimeni nu le știe. Și totuși, El astăzi îți alocă timp. Hristos cel înviat este astăzi printre noi și El vrea să vorbească cu fiecare de aici. Nu este nimeni care să fi venit astăzi aici la această întâlnire pe care Iisus să îl ignore. Priviți la răbdarea lui Iisus. El se oprește în dreptul omului care a venit astăzi cu îndoieli, cu frământări. Și Iisus îți spune astăzi: nu fi necredincios. Nu fi necredincios. Nu ignora învățătura. Nu ignora toate dovezile care s-au spus, care sunt, care există sub soare, ci fi credincios. M-am rugat ca Dumnezeu să dea un duc de credință astăzi bisericii. Dumnezeu să dea credință celor care sunt în îndoială astăzi. Cum ajunge la credință? În al treilea rând, privește rănile lui Iisus Hristos. Dumnezeu nu ne-a trimis doar o persoană care să ne îndrume, să ne dea învățături, ci Dumnezeu s-a întrupat, a devenit om ca mine și ca tine și în această duminică a Tomii, Hristos poartă răni. Dumnezeul creștinismului este un Dumnezeu cum nu este alt Dumnezeu al altei religii. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care poartă răni. Se spune despre Dostoievski, de fapt acesta notează în jurnalul său că a fost întrebat cum răspunde la problema suferinței. Și el spune că am privit o sculptură a lui Hristos coborât de pe cruce. Și după ce a stat câteva ore meditând la suferința lui Iisus, la faptul că El este Dumnezeu care poartă răni, spune el: nu am răspuns la problema răului, dar știu ce este dragostea, pentru că Dumnezeul creștinilor este un Dumnezeu care poartă răni. Dumnezeu se identifică cu noi. Ultima imagine a acestei prezentări este a unui pictor francez, Delacroix, care îl zugrăvește pe Iisus, Dumnezeu care poartă răni. Știți ce este interesant? Că în cartea Apocalipsa îl întâlnim pe Iisus numit mielul care pare înjunghiat.
Vreau să vă ascultați cu atenție. Pentru toată eternitatea, Iisus Hristos poartă amintirea morții și a învierii. Nimeni n-a făcut asta decât Iisus, Mântuitorul nostru. El este mielul lui Dumnezeu înjunghiat pentru păcatele noastre. El este Dumnezeul care poartă răni. Și în trupul său, Hristos are semnul iubirii pentru tine. Hristos te iubește. Și este în stare ca o eternitate întreagă să-ți demonstreze acest lucru prin faptul că El este mielul înjunghiat. Glorie lui Iisus Hristos! Mulțumim celui care a biruit moartea și celui care s-a identificat cu noi și a luat rușinea noastră, a luat păcatul nostru și pentru eternitate avem dovada iertării noastre. Pentru veșnicie, păcatele noastre sunt iertate prin Iisus Hristos. Slăvit să fie mielul junghiat! El este mielul care o veșnicie întreagă va primi cântarea noastră de laudă. Vrednic ești tu, mielul lui Dumnezeu, să primești lauda, gloria, cinstea, onoarea, puterea, înțelepciunea, tăria, gloria, pentru că ai fost înjunghiat pentru păcatele noastre. Și această sărbătoare a Paștelui nu este una pe care vrem să o bifăm în calendarul nostru, ci este o sărbătoare care are de-a face cu fiecare persoană în parte. Iisus Hristos este plin de râvnă pentru tine. Vreau să închei spunându-ți că Iisus astăzi este foarte interesat de tine. Iisus Hristos se oprește astăzi și vrea să-ți arate ție rănile Lui. Lui Iisus îi pasă de viața ta. Și pentru eternitatea întreagă, El vrea să spună că a murit pentru tine. Nu este nimic care să te poată smulge din mâna lui Iisus Hristos atâta timp cât te supui asemenea lui Toma și spui, tu ești Domnul meu. Tu ești Domnul meu, te fac Domn al vieții mele, chiar dacă mi-e teamă că uneori nu știu ce va însemna asta. Chiar dacă înseamnă să mor asemenea lui Toma. Tu ești Domnul meu și tu ești Dumnezeul meu. Porțile erau închise și ferestrele încuiate. Am stat întreaga noapte treaz, au simt zgomote departe. Cu teamă și durere pentru ce va fi. Găsi-ne vor soldații dacă vin în sordesi. Și înaintea sorilor, prin perete aud ceva. E cineva la ușă și începe a striga. Alerg grăbit la geamuri, dar mă opresc în loc, crezând că vin soldații cu torțe și cu foc. Dar nu era decât Maria și-a mers jos ca să-i deschid. Ioan sta lângă mine când mi-a spus de ce-a fugit. Mi-a spus că noapte l-a luat, dar unde nu știa că piatra la o parte era și trupul lui lipsea. Atunci noi înspre grădina cu Ioan am alergat. Găsit am piatra și gol mormântul cu Maria l-a aflat. Iar veșmântul alb în care a fost era acum pustiu. Dar cum și unde l-au luat, eu n-aveam cum să știu. Ceva se întâmplase aici, ceva ce nu știam. Ioan credea minunea, însă eu nu o credeam. Cum puteam să cred eu oare, plin de îndoiel fiind, căci văzut am răstignitul și l-am văzut murind. Întors în odăița mea, iar vina am simțit. Din tot ce i-am promis, atunci nimic n-am împlinit. Iar când întrebat am fost de el, chiar și atunci m-am lepădat. Și chiar de astăzi ar fi viu,
rămân tot vinovat. Dar dintr-o dată s-a umplut de un dulce scump parfum. Strălucitoare raze mari odaia o pătrund. Iisus stătea înaintea mea cu a lui brațe larg deschise. Și-am căzut jos în genunchi și-am început a plânge. Dar mâna lui m-a ridicat și l-am privit în ochii blânzi. Dragostea-i mă copleșa legându-mi răni adânci. Vina și durerea dintr-o dată au dispărut și orice frică am avut în pace s-a pierdut. Domnul
ne-a luminat. Iisus, nume victorios, slăvit e Regele Hristos. Iisus, nume
priviți cum se duc, pornind spre grădină, Iuda în frunte, cu ceată de soldați, s-au adunat grămadă, împinși de neagră șoaptă, să-l prindă pe Iisus, să-l vândă, să-l vândă la prelați. L-au scos din cetate, i-au pus o cruce în spate și-au împletit din spini coroana de împărat. Soldații cei furioși loveau nemiloși în trupul lui Hristos. El nevinovat pe culme au ajuns, pe cruce l-au pus și mâini și-n picioare cu ele au lovit. Iisus murea pe lemn, pe lemnul de blestem, și într-un târziu a spus: Tată, s-a isprăvit. Pe cetuiți mormântul, soldați, păziți-l bine, ca nu cumva Iisus din mor să învie. Pe cetuiți mormântul, soldați, păziți-l bine, ca nu cumva Iisus din mor, din mor să-nvie. Dar când credeau cu toții că totul s-a sfârșit, din mormântul negru o rază s-a ivit și lespedea de piatră deodată a picat, iar din mormântul rece Hristos a înviat. Hristos a înviat. Iisus trăiește, El a înviat. Aducând, domnește sus pe tron, cu
Iisus. Mormântul nu e gol, cu moartea pe moarte călcând, viață aducând, domnește sus pe tron, cu slavă îndecat. Aleluia, Hristos a înviat. Aleluia, Hristos a înviat. Aleluia, Hristos a înviat. Mai este loc în cer și pentru tine. Este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc.